dar nu știu unde am comandat. Vă salutăm, distinși consumatori de vloguri bază de mâncare. Astăzi seara am comandat, ne spune imediat soția de unde. E ceva cu boluri, cu chestii. Busting Bowls Matake. B-U-S-T-I-N apostrof Bowls Matake. Așa se numește. Busting Bowls Matake. Păi cum să înceapă vlogul? Am comandat din Bolt. Food. Scrie Georgiana inimă. Eu am comandat. Am luat două boluri. Am luat și două chestii on the side. A, cel mai bun calme. Deci din nou, deci tu. Fiți ca la vlogul celălalt. Hai mă că împărțim, facem jumătate, că știi cum e vorba aia. Ce e al meu e al tău, ce e al tău e al tău. Da. Nu, ce e al meu e al nostru, ce e al tău e al tău. Și mi-am comandat ceva ce... pentru care soțul meu mă va judeca, dar îmi era poftă. Ce l-a oferit scola? Era poftă. Ai trădat cauza Pepsi? Hai, nu-i bine că n-am trădat cauza Pepsi, dar pur și simplu... A, ăsta nu se face așa. Vezi, m-a învățat Marian că... aia este... Ce te-am învățat? Cu de-astea, sticle care se desfac singure și mi-am băgat mâna crezând că se desface prin... Deci aici avem fried halloumi, brânză halloumi prăjită. Și aici sunt sosurile, nu știu ce sosuri sunt. Avem un sos de ketchup și ăsta cred că este... ceva, tzatziki. Tzatziki, hai să vedem. Aici avem și cartofi dulci. Ia uitați cum arată. Deci am luat așa... Ce se asemănă așa? Vezi? Seamănă. Da, ăsta este sos de tzatziki pe care l-am primit și aici cred că este ketchup probabil pentru cartofi. I don't know. Deci, ce ne-am luat fiecare ca să luăm? Eu mi-am luat... Eu am crezut că de-aia te uitat în telefon. A, nu, că știu ce mi-am luat. Am luat ceva cu bacon, dar vreau să spun exact cum. Deci am luat bolul cu bacon. Dar vreau să spun exact cum se numește, știi? Eu mi-am luat bolul cu pulled pork. Ia uitați cum arată jalapeno-sul acesta. Mamă, ce sosuleț aici deasupra. Deci tu ai luat așa, pulled pork bowl cu piure, pentru că poți să alegi piure sau orez. Eu mi-am luat bacon bowl tot cu piure. Și vă spun acum ce conține al meu. Că astea sunt, au niște ingrediente, fiecare ingredientului. Deci al meu are așa, piure, da, sos de brânză, bacon crocant, ceapă caramelizată, sos, cred că barbecue, scrie BB și pătrunjel. Iar al lui Marian, care este pulled pork, conține piure, ce și-a luat el, poți să spui orez dacă vrei, pulled pork, jalapeno, sos de brânză, sos barbecue, ceapă și ardei prăjde, deci și așa, și restul... Soția, hai să mâncăm, că îmi plouă în gură, leșinat, e jale la mine aici. Ia să vedem. Aici e bacon, sos, chestii, hai să vă stăm. Mă zis, mă, că asta e bombă calorică, direct. Chiar mi-era să bine rău. Arată bombă calorică. Nu mă, cât de afumat e. O să-ți placă, Maxim, ia. Gustă. Hai că am găsit ceva caterică în seara asta. Da? Păi, nu vezi? Cât de bun e sosul ăla. Ce combinație delicioasă. De-aia al meu, o? Ha, bagă. Mamă, deci mor. Știți care a fost faza? Deci eu am găsit super random chestia asta în Bolt. Și am zis, Marian, ce zici să comandăm de aici? Și el efectiv a luat telefonul și și-a pus în coș ce era mai șmecher. Și după aia a rămas, trebuia să-mi aleg. Sunt multe alte variante, dar n-aveam eu chef să mănânc altceva. Zic, ok, hai că mi-au dat asta cu bacon. Și-a luat ce aș vine și plăși eu. Deci mai întâi trebuie să gust pulled pork-ul. Și după aia gust cu piure. Miroase bine? Mamă, ce bun e. E bun rău. Gustăm și piure. Și eu și puțin. Îți iau foarte puțin porc, pentru că nu e foarte mult aici. Mamă, mor. Atât de bun e? Mamă. Sunt nebunită după piure. Deci, orice cu piure e bombă. Ia zi, soț. Mă, nu e nici mult, nici puțin pulled pork. Adică e, adică poți să iei mai mult. Mi se pare că eu porțez. Ia uite, am luat așa frumos. Și cu jalapeno și cu... Stai să filmez aici un pic așa de aproape. Asta e brânză, nu? Parcă ziceau că e și ceva brânză, nu? Da, parcă. Mamă, deci arată foarte bine. Nu e păr, e ceva de la o plantă, cred. Cred că o fâșie de la asta. Este super comfort food. Fix, e genul de chestii pe care o mănânci așa, la prânz, știi? Pentru ziua, știi? Și e și bun. Mega bun.
Câte să știți primesc pentru această descoperire? Nu, ta zice stai jos. O să mai comandăm de la ei. Da, au și cu pui, au și cu chili con carne, au mai multe variante. Pui simplu delicios. Și e tare că e totul compactat aici, știi? Adică nu mănânci niște pulpoare, mai mănânci niște piure, mai știi? E totul aici la grămadă, știi? Ia ca o șaorma, știi? Tu ți-ai luat ce voiam să-mi iau și eu, mă, de la tine. Ce să fac? Asta este. Ador. E bună și fețcola. Dar tot un Pepsi merge mai bine. Mă duc să-mi iau. Nu, că mi-era poftă. Nu mai judeca. Mamă, deci foarte bună treaba asta. Foarte, foarte bună. Îți mai ușor niște bacon de salată, ne? Mișto sosul ăsta e un sos samurai, așa sau ceva de genul, nu-mi dau seama ce e. Pare a fi un sos de ketchup cu maioneză. Bun, bă, calorică, dar e foarte bun. Ce bucată serioasă așa de bacon. Foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun, bolu. Dar mi-am luat astea ca să fie masa plină, știi? Să nu iasă un clip de 2 minute. Hai mă să gustăm și un cartof din ăsta. Păi nu? Da. Cartof normal, e? Sunt dulci, mai. Adică, mă, cartof, ai ceva da, normal. Da, e ok. Da. Bun. Ha. Aici e halloumi, da? Nu cu ketchup, că mi-am anunțat țichii că mă doare burta. Bun halloumi ăsta. Me gusta. Me gusta, mangusta. Mamă. Nu, îmi place când mănânci halloumi. Să-i cauciuc. Da, se aude așa dinții, cum se facă de dinți, știi? E foarte bun, asta îmi place. Mă, ce bun e halloumi. Deci cred că până la urmă, de fapt, am luat degeaba doar cartofii dulci, că halloumi se va mânca. Să asta se va mânca, e delicios. Mm-hmm. Bun. Și cartofii. Stați voi liniștiți că nimic nu se pierde aici în cuibul, eu niștiam, totul se mănâncă. Da. Ce să zic? O seară minunată. Mai mănâncă dintr-un bol încă o dată. Ha, a venit pepsuțul. Hai de dragă, te convulge parcă beau în fiecare zi friscoar. Mi-am luat și o dată de poftă. Dar nu e, Georgiana simte cum să ajungi și zice. Mie îmi place mult mai mult Pepsi față de orice alte băuturi de astea din zona de acolo. Mai mult. Pentru că e foarte dulce Pepsi, mult mai dulce. Coca-Cola e mai acră, așa, tot ce puțin așa simt eu. Pop-Cola, de exemplu. Da, ăsta e mai... Pop-Cola. Pop-Cola ăla, deci Dumnezeule este Hristoase, no, that's a fucking no. Fritz-Cola e mai light, așa, e foarte dulce. Da, e light? Da, nu bea pe toată. Știu ce, eu gândul așa la medicamente, nu știu de ce. Nu, dar vă știți că asta, Coca-Cola, au fost inventate gen la farmacie, era farmacist Gagiu. Și spunea că așa la digestie sau ceva de genul, parcă. Mie îmi place. Oricum, eu iubesc tot timpul pahar de Pepsi după masă, e bombă, imediat. E bombă și calorică, era. Dar și te și, cum să zic, te ajută la digestie, știi, după un burger, după o pizza, crește. Se cere. Da, acest crime nu e sponsorizat de Pepsi. Nimeni, crește, nu e și mai nimic de el. Garantat. Foarte bun halloumi ăsta, frate. Foarte bun halloumi. Dar e foarte consistent de mâncare asta, adică... Bă, dar cum s-aude? Nu știu dacă s-aude, dar e fain. Nu mai pot să mai mănânc, adică... Îți dă cu fatalitate. Am mâncat mâncare tot baconul. Nu ți-a mai păstrat și ție. Am mâncat aproape jumătate de bol. Am luat și de la tine, am luat și de la mine. E too much for me. E foarte bun. Vreau totuși să fac o completare. Mâncare foarte bună, da? Dar pică greuț, adică dacă ești o persoană care mănâncă light de obicei, nu știu ce să zic. Dar pentru mine și pentru Georgiana, ești ok? Și tu mănânci greu, n-ai o problemă să mănânci greu, nu? Ca să e mâncare. Pică e ok, dar pică greu. Deci nu e ușor de mâncat, cel puțin ce la noi pulled pork și ăsta cu bacon. Păi halloumi e ok, halloumi e piece of cake. Dar asta n-am putut să mănânc tot, pentru că este greu. Da. E greu. Hai, soția, cu mai trebuie să șici. Băi, sincer, eu o să dau un 4,5 pentru boluri, 5 pentru halloumi, foarte bun, cartofii dulci,
4,5, nu e nimic wow. O să dau 4,5 pentru boluri, pentru că nu e genul de mâncare pe care să zic că aș mânca în fiecare zi. Este foarte bun, recomand să încercați, e bun. Dar nu e wow. Pentru fake cola? Eu dau 5 pentru factor de... Inedit. Inedit! Așa, dau și eu 5 pentru faptul de inedit, da. Factorul, nu faptul. Factor. Factor, am zis faptul E. Georgiana de la Bacon, de la Fritz Cola. Vezi, dacă bei Pepsi, nu te bălbâiai. Distinși consumatori de vloguri, hai să vă spună Georgiana prețurile. O să spun prețurile din telefon, pentru că pe bon am total 104 lei și na, nu știu cum a fost fiecare. Scrie un Bolt sau ce scrie? Da, Bolt 1 ori 104,3. Deci asta e total, 104,3. Defalcat avem așa, pulled pork bol, 400 de grame are un bol, ca să știți, 28,7. Deep fried halloumi 23,1. Un bacon bol al meu, adică 37,8 și cartofi dulci 14,7. Deci cam asta e treaba. Prețuri super ok, adică dacă îți comanzi la prânz să mănânci și ai fantaziu acum bol. Dar ce trebuie să știți este că acum, m-am uitat să văd, noi am avut o reducere de 30% la tot meniul. În mod normal, bacon bowl-ul este 38, ce ți-ai luat tu, pulled pork, știi, este 40. E posibil să fie așa cum zice Georgiana, dar mai e posibil, știți cum fac ăștia ca să aibă reducere tot timpul în Bolt, măresc prețul și îl scad, știi? A, da, nu, deci, știu. Una din două. Voi rețineți și ce a zis Georgiana și ce am zis eu. Doamne, ăștia să prindeți tot timpul prețul la mai mic. Da. Foarte bun, adică, wow, super tare, felicitări domnilor, da. Și doamnelor. Și acum am văzut că sunt mai multe, adică... Sunt mai multe locații în București, nu e doar de la Matacă. Deci cel mai probabil e în raza voastră de liberare. Distinși consumatori de vloguri bază de mâncare, ăsta a fost vlogul de astăzi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Mariciu pe Instagram. Uitați-vă, intrați acolo să vedeți ce poze frumoase se pun. Georgiana Ionescu pe Instagram. Noel Ionescu pe Instagram și Sasha Doarme pe Instagram. Care cerșește și nu am primit nimic pentru... Bă, și n-am filmat-o pe Sasha cerșind. Uite aici. Ia. Hai mă, tata, nu are voie nimic, deci nu pot să dau absolut nimic. Mă, ce s-a rupt inima, dă-mă o bucată de pâinică. Da. Acesta a fost vlogul, aveți grijă de voi, vă pupic. Dulce.ro. Pa!